Ребят, к этой. К этой. Куляса, куляса, детиня, шай. 55 и 0. 54 гривни, рибе. Куляса, де. Стимата домна, care stă aici, vinde, are și căsuța aici, dorme. Iar Luniția la 3 km de Bucovel. Diverse tarabe. Și mă amintește atmosfera asta de trecerea din Cehia în Germania atunci când te duci la Bad Schandau. Sigur, acolo invadau chinezi, aici investitorii locului. Târgoveți, orice e bine ca să faci un ban. Uite ce... îi sfătuiesc pe toți care vin încoace să se oprească, cine știe. Îți mai iei un ciorap, o... uite, este ciorap de lână, lucrătură de ahuțulilor. Mergem pe tradiție în continuare. Oameni buni, ne îndreptăm spre Bucovel, prima stațiune turistică importantă din Carpații Păduroși. Focalizează atenția maramureșenilor. Pe de altă parte, o investiție importantă a Ucrainei, coordonată la un moment dat de primul ministru al Ucrainei, o doamnă, nu-i dăm numele, care acum se află în pușcărie, băgată în pușcărie de Ianucovici, spre disperarea Uniunii Europene, a liderilor Uniunii Europene. Pornim înspre Bucovel. Cum te cheamă pe tine? Gheorghe. Gheorghe Gheorghevici, se zice pe aici. N-ai văzut pe unul vine ce Nicolae Nicolaevici, Vasili Vasilievici. Gheorghe, nu, nu pune, mă. Gheorghe și mai cum? Vida. Gheorghe Vida, investitor aici, lasă-mă, căsătorit, armat, cât porți la pantofi. Investitor aici în Bucovel. Venim în Bucovel și dăm de un sighetean de-a nostru din Iapa. Corect? Da, că spui. Să nu, când îmi spui că dau informații greșite, tu punctează. Nu e așa. Că la televiziune, așa e. Măritat în Ucraina. Căsătorit. În unii aștept banumile. Însurat. Însurat. Doamna? Româncă, din comunitatea română din Ucraina, din Dibrova. Corect. Și tu, navetist, între? Între România, Ucraina, Bucovel. Da, mai mult unde stai? Acasă, la Dibrova. Bun, ai aici o pensiune sau două. Nevastă împreună, asociat cu sora nevastă mea. Corect, 40 de camere, din câte am aflat eu. 40 de camere care se pot închiria. Când ați început voi afacerea? Da, păi eu cu femeia de 4 ani aici și afacerea e cam de 7-8 ani. Pornită. Da. O parte din ea merge la Belorusi.
Dacă nu zic că mergem Belorusia pe roți. Nu, închiriată de beloruși. Închiriată de beloruși. Și o parte, oricând vin români, băimăreni, sighetenie. De pe tot globul. De pe tot globul Maramureșului. Da, de pe tot globul pământiez bine aici. Belgeni, olandezi. Deci beloruși, dar beloruși sunt cei mai mulți ruși și români. Auzi, vin în orice sezon. Mai mult în sezonul de iarnă vin ăștia. Uh-huh. Când și în sezonul de vară, că și vara e splendid aici în Carpații ăștia. Beloruși, români, ucraineni de la câmpie. De la câmpie, da. Așa. Câte locuri de cazare sunt tot Bucovelul ăsta? Hai că tu trebuie să știi. După cât am înțeles, în jur de 2600 de pensiuni, de hoteluri. Hoteluri. Bun. De la pensiuni, după aia sunt până la hoteluri de 4-5 stele. Am văzut că da. Și Radisson și-o făcut da. Aici. Evident, prețurile variază, dar tentația cea mare la Bucovel, noi o să și prezentăm Bucovelul, tentația cea mare e la pârtii de schi. La pârtile de schi e mai ieftin. Mult. Mai ieftin, mai dar ieftin. Nu asta e problema. Da, câți kilometri? Zeci de kilometri de pârtie sunt. Aici? Păi nu. Așa zic, pe ăsta ei zic că au 50 de kilometri de pârtie. Păi 26 de pârtii. E mai mult de 50 de kilometri. Mai mult de 50 de kilometri și 100 de grivine pe zi. Parcă. Pas. No. Schipasul cât e? Schipasul anul trecut pe 270 pe zi. 270? Deci, cât înseamnă aia? Vine cam un milion. Și te plimbi? Toată ziua. No. Tu ai și experiență. Bă, că dacă comparăm acum ce pârtii avem noi în Maramureș, noi avem munți. Un kilometru, un kilometru jumate, 2 kilometri. Da, diferența din România și până aici, diferența de kilometri față de România-Austria. Ei, nici nu se compare. Și asta e o stațiune care te, nu că te duce cu gândul la Austria. Mâncarea mai ieftină, una. Cazarea mai ieftină. Deci, în jur, în chiriatul la schiuri, dacă omul are schiuri sau un echipament complet, în jur la 100-110 grivi. Deci ar veni 10-12 euro față de Austria. Foarte ieftin. Unde? Păi nu se compară. După aia, spunem, ca și afacere, stațiunea asta e legată de altă stațiune, nu? Sau va fi? Drago, cum i-ai zis la stațiune? Drago Braz. Asta ce-i? Tot o stațiune montană. Tot cu așa? Cu pârtii, da. Cu pârtii, dar partea spre, din facerii Rahăl. Mm-hmm. Și se va lega de Bucovel la un moment dat. Acolo investesc rușii. Și aici investesc ruși, nu neapărat numai românii aici, din Ucraina. Aici investesc români, investesc ruși, investesc norvegieni. Ucraineni, norvegieni, nu. Nu? Da, ruși, ucraineni și românii din Ucraina. Uite, am spus la început, când filmam reportajul ăsta, că nu o să dau numele fostului prim-ministru, Iulia Timoșenko. Iulia Timoșenko venea aici, la schi. Pe vremea mandatului ei s-au investit foarte mult. Nu știu ce va face acum Ianukovic în mandatul lui. Nu știu nici eu ce să zic. Nu-ți las zic cu politica lor, dar în schimb... Vezi că în fiecare sezon cresc hoteluri. Al patrulea iarnă sau aici, în fiecare sezon, numărul de turiști cam același. Nu scade. Nu scade, poate crește după cum poate simt. Crește la cât se construiește și ăsta, eu vorbesc aici, cam tot aceeași bine. Deoarece tu ai un restaurant, noi o să dormim la tine, problema e că, acum lumea mă cunoaște, bă, ne-ai alungat de la fumat, bă, ne-ai aruncat aici pe terasa asta, ce ai, domnule, cu noi? Că te-ai aruncat și pe tine. Păi, dacă... Da. Dacă tu nu dacă fumezi fumăm aici, în balcon, ești mai ieftin, că de fumăm înăuntru... Vine pe tine, ne prinde și te, cât e amendat? Depinde acum. Mă rog, nu te-am amendat, că nu te-o prins. Nu, poți să fie pe la 1000 de dolari. Deci nu te-o prins. Nu, ok. Aia nu înseamnă că l-ai fumat. Dar nu fumezi înăuntru. Regulă. Și tu zici așa, fii atent, ca să te... Ești mai ieftin. Stai că te verific eu. În cameră ai pus senzori. Peste tăti. Du-te. Și dacă fumez eu în cameră, urlă aici că nu dorme nimeni. Să crezi tu. Să crezi tu. Auzi, alte, spunem așa ca, vrei, nu vrei, tu ești om de afaceri. Vrei, nu vrei. În România ce făceai? Am fost angajat la o firmă privată. Mulțumit? Erai mulțumit? Era mulțumit până am plecat în Irlanda. Te-am învățat cu bani. În Irlanda. Din Irlanda ai dat iama în comunitatea românească din Ucraina, ai? Pe care în Irlanda a fost mic salariu.
în România. Măi, ai dat iama în femeile din comunitatea ucraineană, română din Ucraina. De, soția ta din ce zonă e? Din comunitatea românească de aici? Din Dibrova. Din Dibrova. Și sora ei? Tot așa și ați venit și ați făcut afaceri. E normal, e stat românesc. Păi tu faci parte din categoria investitorilor români în străinătate. Din Ucraina. Nu din Ucraina, în străinătate. Așa cum alții vin și să duc și investesc în Austria, în Franța. Care e diferența? Că raportul între orice stațiune din Austria și Bucovelu, cred că e în favoarea Bucovelului. În favoarea Bucovelului, normal. Oricum te-ai învârtit. Bun, prețurile sunt rezonabile și îs pe gustul românilor. Din Baia Mare faci 3 ore jumate, 4 până la voi. Și atunci merită să vii sâmbăta și duminica, nu? Bine, bine. Târgu Mureșul, Clujul, am avut și din Israel studenți care vin din Cluj. Spun-mă, ăștia care vin și stau câte o săptămână, dar chiar la sfârșit de săptămână merită să vii în Bucovel. E ceva normal. Ai venit, deci... venit sâmbătă dimineața, dacă pleca la 6 din Baia Mare, până la 9 ești aici. 3 ore. Eu fac o oră. Tu da? No, hai să zicem, noi facem 4 ore, că da, noi eram obișnuiți cu drumul. Ești mulțumit de ceea ce ai isprăvit aici în ultimii 4 ani? Mulțumit în ce să... Pot să zic, sufletește, da. N-ai bătăi de cap, nu ai aia nimic. Ești stabil, îți vezi de treabă, familia e familie. În primul rând, te bazezi pe familie. Cum e comunitatea asta? Că sunt români aici. Sunt, e Cum îs primitori. Primitori, foarte primitori. Mai primitori decât la noi. La noi există, vorbesc de români. Români. Ei, în schimb, ucrainenii au... Îs mai reci, fiindcă românii au venit să ne facă concurență. Mă, aici, în pămunții ăștia, era când Cehoslovacia, când Polonia, când Austro-Ungaria, când normal, România, normal, nimeni normal, nu... Normal la ăștia le spune huțuli. Huțuli, da, da. Chiar la Iasinia, unde e Frasinul, nu e un fel de capitala lor. Iasinia. 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 Iasinia? Da. Încep să înveț. Cum o fost să înveți ucraineana? Că nici acum nu știu, înțeleg. Dar cum ai reușit așa? Că, mă rog, eu am probleme cu limba. Cu muncitoare de aici, care au avut răbdare și care... Te-o chinuit. M-o chinuit și dacă nu știu, nu înțelegea, merea și m-arăta asta. Ce ai de gând în următorii ani? Cum crești afacerea? Am deodată staționat, să vedem ce-a fi. Da. Oameni, mergem să mâncăm, acolo vorbim cu nevastă, să că așa, bărbații ăștia mai tăcuți. Vedem și ce ne dai tu de mâncare, așa, ca huțulii, ca românii. Pilimenii. Pilimenii. Pilimenii și ne dai ciorbă de aia, borș, roz. Și pilimenii, rozosii. Produs natural. Zona natural. Da. Oameni buni, mâncăm la Bucovel. Da. Ileana, doamna Ileana, ia spuneți-ne, ce mâncăm noi aici? Borș. Cum se face borșul ăsta la Ucraina? Am peste tot unde am mâncat până în Ucraina. Tare simplu să facem. Nu ziceți. Zama, apă. Apă. Tot felul de legume. Începând de la cartofi până la cureche. Și cum îi, de ce capătă culoarea asta rozosină? Buracul, cum se zice la voi? Mă, buracul? Sfeclă. Sfeclă puneți voi. Am crezut că v-aș zămurată roșie. Sfeclă. Da. Așa. Ca să nu vreau să te mai chinui după ce aduci felul 2, va fi ce? Pilimeni. No, descrie-ne un pic pilimeniu, că oricum pilimeni, îl filmăm când mâncăm. Pilimenii sunt un fel de aluat, umplut cu carne și cu smântână pe deasupra și foarte bun. Asta e tot specific huțuleano-ucraineană. Da. Trăznaia asta, nu? Pilimenii mărg ruși. De la rușă. De la rușă. Da, sper din nou. Ruși. Uniunea Sovietică. Da. Cum e să fii româncă... Ce mai bine a fost în Uniunea Sovietică. Cum e să fii româncă în comunitatea femeilor românce din Ucraina? Mă rog, erai pe vremea Uniunii Sovietice. Înainte eram și în pașaport, era, în buletin era scris român. În, dar am văzut al, al Uniunii Sovietice? Nu. Eram român scris. Naționalitatea română. De ce zici că era mai bine pe vremea rușilor? Tare fă bine. Pentru noi a fost tare. Ce a fost? Când ai, ai câștigat pensiune... cât ai vrut, dar 25 de ani am stat la ruși până am câștigat aici.
Unde ai stat? În Rusia. În ce zonă? În Arhanghelsk, Marea Albă. Arhanghelsk. Și în Ural. Și voi ce ați lucrat? Am vândut la bazar, n-o să trăiți. La bazar? Ai mai, să trăiești la mulți ani. 25 de ani și după aia ai venit în Corce. Da. Și ai făcut afaceri pe vremea Ucrainei. Și am făcut și am fac și tot. Ce mai faci acum? Da. Da, da, ia să hai vas. Ce afaceri mai face, da, doamna? Da. Gheorghe. Da, da, da. Ia, ce să vede. Pune-ne tu. Ce să vede, avem și saună. Mhm. Da, oi, model finlandez. Ce mai aveți? Ce mai aveți? Saună, biliard, da, prăcat. Pizzeria dincolo, dar nu lucrează numai pe sezon. Deci aici totuși e cam, da, cu sezonul la voi. Da. Sezonul de iarnă, de-abia atunci să mai... Da, să... da, depinde acum cât de rapid vine iarna. Da. Și bănuiesc că atunci nu mai încap cu mașinile, da, pe aici. Bun. Ar fi bine, ar fi bine să se iei la 1 noiembrie iarna. Trecem la pilimenii mintenași. Să lăsăm totuși pe băiatul ăsta, uite cum se uită la ciorbă. Oi, oi, oi. Ochiul de la camera lui de filmat. Hai și mănâncă, lasă că-i filmat. No, bine, sunt ca niște turche. Da, tuta, înăuntru? Carne. De? Porc. Carne de porc. Măcinată. Cu un pic de ceapă și gata. Nimic altceva. Atât ai tot. Și sare, piper. Asta ce rețetă e? Tot rusească sau nu? Asta rusească. E limenii drept de la rușul venit. Doamnă dragă, din Rusia ai învățat tot, baksamă. Nu. Dacă nu ai stat 21 de ani pe acolo... 25. 25. Și am fost omorât în România să înveți tradițiile și de acolo. E greu să reînveți româna. Ce nu, ce nu înțeleg? Mai întreb de două, de trei ori și până ne înțelegem. Dar în rusă? Rusă, bine. Ucraineană mai rău. Ucraineană foarte rău. Du-te. Încă mă mai înțeleg un pic, dacă când am venit din Rusuia și am venit aici, de 10 ori am întrebat o vorbă. Ce era mai frumos acolo, la Marea Albă? Totul cu frumos. Ce mai frumos ai din viață făcut? Lasă, doamnă, asta. Că erai tânără, când toți suntem tânări. Bun era comunismul, zic și eu că eram tânăr. Nu, tare, pentru noi a fost comunismul. Noi toată viața am fost la, numai am vândut. Am vândut. Comercianți. Comercianți. Mulți din Apșa fac și acum fac comerț. Cu cine face? Din ce zonă sunt ăștia care fac cu Turkmenistanul? Știi? Nu știu ce e. Turkmenistan. E tot acolo, tot acolo la frontieră, știi? Așa. Ce comerț fac? Ce duceai? Ah. Răsărită. Răsărită. Până în anul 91. De-a noastră, făcută de noi? Răsărită, de Rusuie. Tot în Rusuie o câștigam și de acolo ne-am acasă și o prăjeam și apoi merem și o vindeam. Răsărită? Da. Așa se nume? Sămânță de... Țuică, nu duceai? Nu. Nu ne trăi nouă țuică, că noi pe răsărită am făcut bani cât ai vrut. Și răsărită unde o făceai? Deci, mă rog, sămânța asta de floarea soarelui. O câștigam, merem în Krasnodar, în Rostov, de-ați auzit. Dar acolo. Cum să nu? No, acolo îmblam pe două, pe trei luni la lucru și câștigai o tonă, două, trei. E răsărită de asta. Mai cumpărai 5-6 cât trăiești și ea și tot anul aveai ce vinde. Și cum o vindeai la... La pahar. Pahar de... Deci aia spărgeau sămânță, ca să zic așa. Și stam, da, lângă zavodul de la Atome, pe sub tapă, cum se zice, submarine. La fabrica e submarine. Atomii care zic. Numai una e pătătă. Submarine atomice. Da, da, da. Tocmai acolo am stat și am vândut. 10 ani într-una. La submarine? Da. Chiar la poartă. Chiar la poartă. Dimineața o oră, seara o oră și restul stăm în bazar, în piață. În piață ce să vindea? Tot răsărită. Ha? Eu nu m-am răsărit. Se vindea, nu, se vindea și altceva, dar noi avem numai răsărită. Okay. Noi numai cu răsărită. Până în anul 91. În 91 am venit acasă, că a fost perestroică. Trebuie să se ia. Ia. Un an, doi ani. De pui de găină, n-avem nimic. Șnițel. Șnițel. Oameni buni, noi ne vedem de mâncare aici și de răsărită. În Bucovelu, uite, când văd și eu niște lucruri. Și din răsărită s-au făcut două pensiuni aici în Bucovelu.
Numai din răsărită, din răsărită ne-am făcut casă, ne-am luat mașini. Cât ai câștigat, cât ai vrut. Noi am stat... M-am dus 3 luni și am stat cu răsărită și mi-am cumpărat Volga pe vremurile aceea. Mi-a de 25.000 de ruble. Sunt 3 luni de zile. 25.000 de ruble? Cât 25.000 de lari, cum ar fi am. Mulți bani. S-au făcut bani pe răsărită. Tot ai știupit și ai știupit, dar nimeni nu s-a gândit. Rușii nu s-au gândit că ne facem atâți bani. Atâta ne jeluiau că stăm lângă sacul acela și... Aha. Ne... Cum erau rușii așa ca foarte oameni? Buni. Cei mai buni oameni de pe pământ sunt rușii. Primitiv, calz. Rușul dacă... Primitiv, zi mai bine, să pui cei mai buni oameni. Deja încep să mă... Nu. Cei mai buni, cei mai... Primitori, am vrut zice. Dacă acela nu te-o supărat, domnilor, nu că nu sunt și acolo, sunt pitoși și sunt vagabond de tot fel. Dar mie, chiar... Eu băut 2,50 de palincă și am văzut că e străin, te cheamă cu ei să bei. Du-te la neam, du-te la francez, dacă m-am dus odată și... Nici irlandezul. Nici irlandezul. M-am întâlnit în dar Moscova doi ruși, dacă vă... cu o verișoară de-a mea. Și du-te acolo și acolo că am vândut tare bine, dar nu-mi spune că tramere pe vapor. Da, te-a ținut, te cheamă. Du-te, pune sace pe mașină, spune cu poșta mașină. Și nu spune că până la vapor nu mă mere. Și când m-am văzut cu 25 de saci lângă apă, toată lumea suie în vapor, eu stau lângă saci. Așa îmi purau lacrimile, că nu așa, dar așa vale, știi? Dar stai un pic, 20 de saci de 25 răsărit? 25 de saci de răsărit, de 70 de kilograme unul. Măi, dar așa vindeai. Așa? Nu, dar pe n-am vândut cu janta. Astea le băgai în... Cu păhăruțul, păi stăm și vindem. Dacă cât dura să vinzi 25 de saci de 70 de chile? A putut și o lună, a putut și 3 zile, a putut și... 3 zile mă îndoiesc că nu putea. Putem. Nu-ți ajunge paharul. Ajung eu. Da? Cât ai pus, n-ai văzut rândul, capătul. N-ai văzut numai în sac, tot ai dat și bani în jeb, cupici pe masă, nici nu singur își luau cât era un... 25 de cupici. Era un păhărel de 50 de gram. Și o rublă, 100 de cupici. Copeice. 25 de cupici cât a fost o rublă, atunci a fost $1. Așa... Bună afacere. $1 kil, 100 de grame. Da. Deci, oameni buni, continuăm cu bucovelul ăsta, că baxam, deja mă gândesc la ruble, copeici și așa mai departe. Foarte bine. În loc să mă gândesc la dolari, euro, o iau către Moscova. Deci să uită că se câștigă bine. Și acum se câștigă, nu? Și, dar pe noi, eu numai de 5 ani de când am venit. Da, mai vând. Din Apșa, răsărită. Dar s-o rumeșeam noi acum. Nu, răsărită am cu răsărită terminat, că am împachetează și nu de treabă. Dar nu ce văd? Ai nu știu. Haine. China. Ultima, China și, și Turcia. Am luat și merită. Am, de ce mi-are tot mai slab, tot mai secăt, tot să fac mai multe magazine. Angrosești. Cum îți gândești în București, în Europa? Așa, așa am fost și noi. Continuăm în Bucovel. Ei, seară vine noaptea la Bucovel, o stațiune care se pregătește de sezonul de iarnă. Se construiește și acum în draci, ca să mă exprim elegant. Nu cred că există o astfel de investiție, nici măcar în mintea vreunui ministru al turismului din România. E o stațiune incredibilă, întinsă pe... zeci de hectare, zeci și zeci de kilometri de pârtie gândită în folosul fiecărui turist și de aia și invazia asta de turiști care vin începând din Bielorusia, din Rusia, din Norvegia, din Suedia, din Italia, Spania și așa mai departe, fiecare își găsește locul aici la Bucovel, o stațiune de succes. Noaptea se lasă într-o stațiune care se pregătește peste o lună, o lună și ceva, vine iarna aici. O stațiune gata de a-și primi turiștii și de a începe sezonul de iarnă. O să vedem un pic cum arată noaptea și ne întâlnim de dimineață în Bucovel.
așa cum am promis, Bucovel, dimineață, de adevăr o stațiune europeană care, în care se investește, statul investește, particularii investesc. E o afacere de succes și, de fapt, o lecție pe care o dau ucrainienii în raport cu ceea ce înseamnă un turism în care trebuie să bagi bani ca după aceea să produci bani. Asta se întâmplă la Bucovel. 15 minute bune merită să ne uităm la ce au făcut ucrainienii în câțiva ani aici, în spațiul ăsta al Carpaților Păduroși.